Adică interpretată de Paraziții. E o formație. Am să vă aduc o piesă interpretată de Moromeții. Am să vă aduc o piesă, o manea interpretată de Copilul Minune. Am să vă aduc să vedeți ce înseamnă muzica adevărată. Asta nu înseamnă că dacă există un stil de muzică care la un moment dat mai calcă până străchin, înseamnă că totul trebuie băgat în oala aia și să tragem apa pe un gen muzical. Ce mai spuneau dânsii în povestea respectivă, spuneau de subcultură. Păi domnul Bolcaș, înseamnă că aveți o problemă cu dicționarul limbii române. Subcultură înseamnă cultura minorităților unui stat, unui popor. Și noi avem o grămadă de subculturi. E subcultura maghiară, e subcultura croată, subcultura poloneză, subcultura ucraineană. Deci astea sunt ramuri ale culturii. Cultura română e formată din ramurile subculturale. Dânsul vrea să spună underground, adică e ceva sub pământ ascuns. Îmi pare pentru dumneavoastră, dar săptămâna viitoare veți avea o mare surpriză când am să vă aduc niște piese absolut cutremurătoare cântate de niște oameni, niște cetățeni români care au băgat în istoria muzicală niște piese. Cum e, de exemplu, Ștefan Bănică Junior, un mare cântăresc, chiar dacă dă unii denigrat. Nu e obligatoriu ca ce-i place vecinului să-mi placă și mie. Dar asta înseamnă frumusețea planetei. Ce s-ar întâmpla, domnul meu, dacă pe planeta asta ar fi un singur stil de îmbrăcăminte, ar fi un singur... O tristețe îngrozitoare. Dacă toți am semănat, dacă am fi la fel toți, păi dacă nu există diversitatea asta și asta promovezi, diversitatea, atâta timp cât nu poți să respecti religia, nu poți să respecti apartenența politică a vecinului tău, nu poți să respecti naționalitatea vecinului tău, nu poți să-ți respecti, păi nu te respecti pe tine însuți. Ai tu o problemă cu tine atâta timp? Păi asta ar însemna că eu să nu stau la masă cu unul că ascultă muzică simfonică? Să intru într-o rebeliune cu fiul meu pentru că el ascultă muzică house? Sau cu fiul meu ăla mai mic ascultă manele? Sau cu Bahmuțanca că ea ascultă manele? Să-i spun, bă, Bahmuțan, compară un pachet, să cartă la mătă acasă, că tu asculti manele și eu sunt intelectual, eu ascult numai Tchaikovsky. Eu îmi pun căștile pe orechi și ascult muzica mea și culmea că eu ascult muzică românească, veți rămâne surprins. Eu am 6 CD-uri în mașină pe care le schimb periodic. Dan Spătaru, Angela Simina, muzica zilelor mele. Extraordinare, domn. Comornic, Fuego, Madalina Manole, și multă Mirabela. Lume, Mirabela Daur. Și multă lume urcă la mine mașină și rămâne surprinsă. Zice, bă, tată, unde ai discul ăsta? Păi zic, de la Taifasul. Fost... Păi nu, că s-a dat cu Taifasul. Zic, de la Taifasul. Păi dă, fă și mie o copie. Adică știu, lumea fiind avidă să asculte muzică românească. Auziți, domnul, bravo, domnul președinte. Și aici un alt intelectual și mare profesor universitar, Străinu Cercel, Adrian Străinu Cercel, directorul Institutului de Boli Infecțioase, spunea, dăm, domne, suplimentele astea cu Mirabela, cu Madalina, cu Fuego. Fuego a fost în Republica Moldova și am văzut o emisiune televizată de la spectacolul... Cutremurător. Absolut cutremurător. Pe versuri de Vieruș. Oameni plângând acolo. Am fost în Statele Unite, unde a fost un spectacol, unde au fost niște cântăreți români, a fost... cântăreți de muzică populară și muzică ușoară cu Stella Popescu. Dom'le, am văzut, românii plângeau în sală. Dom'le, nu-ți dai seama ce ai avut până n-ai pierdut. Când ai pierdut, începi să apreciezi ce ai avut. Cât timp au stat în țară, n-a fost o mare șmecherie Angela Similia. Dom'le, când a ajuns acolo și n-a mai avut Angela Similia, sigur că da. Ajungeam în aeroport la Chicago, de exemplu, și primul lucru mă întrebau niște CD-uri de muzică. N-ai adus? Bă, da, mă, uite, ți-am adus, uite, și de-aia, și de-aia, și Angela Similea, și nu știu ce, zice, mă, dar niște manele, n-ai cum să nu, bă, zic, uite, de-asta, de-asta, și ei îmi spuneau nume care nu le știam. Cum, zice, tu stai în România și n-ai auzit de nu știu care? Bă, zic, îmi pare rău, dar nu, bă, păcat, mă, băi, fii atent, uite, Tinu Vereșezan, de exemplu, a scos o piesă... ceva că nu uita că ești muritor, da, și că când se va termina te trage pământul. E, piesa aia, cum îi zicea?
A, nu știu, ceva cu trandafir, n-are importanță. Mândră floare trandafir. A, așa, trandafirul de la PDL, despre el era vorba, da, da, că da, e la da, noi da, cu da, unul. Ați cu mai mult. A, așa. E, domnule, a multiplicat CD-ul ăla, cred că cel puțin în 1000 de exemplare, în 200 cât a stat în Statele Unite. Domnule, era coadă să le dau... Oftau să aibă asta, domnule. Toată lumea în mașinile românești ascultau aceeași piesă. Zici, mă simțeam în orice mașină, intram, domnule, zic, dar parcă sunt la mine mașină. Toată lumea asculta numai piesa aia. A fost o nebunie cu piesa aia. Pormă, a fost o manea cântată de Adrian Copilu Minune. Tot așa ceva cu pământul. Pormă, Stana Izbașa a cântat o piesă ceva cu am plecat în țări străine să fac avere, să-mi țin familia, nu știu ce. Dom'le, păi îi ataca și afecta rău de tot, pentru că toți erau în situația să se regăseau în piesa aia, dom'le. Domnul toți președinte, au domnul președinte Prigoană, dar izraelienii da, ce... plecați de mult timp din România. Mor să asculte numai de asta. Bineînțeles, domnul Condurățeanu, dar Bach nu spune nimic de plecatul în străinătate, domnule. Auziți, fiindcă toți dumneavoastră sunteți campion al umorului vis-a-vis de umorului ideea negru. Asta de da. Bach. Știți că era un banc ăla la Radio Erevan. Zice că un ascultător ne întreabă la Radio Erevan cum se pronunță corect, Schumann sau Schubert? Iar Radio Erevan răspunde: e corect și Schumann, e corect și Schubert, dar cel mai corect e Șostakovici. Absolut, cadoul cel mai tare. Așa cu deci Schumann. Vom avea, vă promit, pentru săptămâna viitoare, miercuri, o ediție fascinantă, încărcată de muzică, muzică și folclor autentic, tot ce înseamnă sunetele scoase de un popor, absolut toate sunetele, semnele, picturile, înseamnă patrimoniu cultural al unui stat. O pictură, că e frumoasă, că e urâtă, e pictură și ne reprezintă cultura. Muzica, că e manea, că e muzică țigănească, că e muzică ungurească, tot ce se întâmplă pe teritoriul României înseamnă cultură a poporului român și trebuie să ne asumăm așa cum e. Că la unii le place, că la alții nu le place, nu e obligatorie. E facultativă și fiecare ascultă în intimitate ce vrea. Dar de acolo până la spune că muzica se termină la Bach, e distanță mare. Muzica se termină la Bach, la ei. Că Bach nu e al nostru. Dacă spunea la Enescu, înțelegeam. Dar cu Bach a dat cu mucii fasole. Bravo! A, ore ce sunteți pe inima mea și pe inima poporului român care simte așa, domnul președinte Prigoană. Încă o dată, repet spusele domnului președinte Prigoană, un om de toată nădejdea și temeinicia că a făcut cu mâinile lui lucruri care stau în picioare și sunt valoroase, să încercăm să cumpărăm, stimulând în felul ăsta marfa românească și producția românească pentru a nu se dărâma locurile de muncă. E și bine pentru noi că sunt mărfuri agricole făcute fără hidrocarburile chimiei care prin eurile alea otrăvesc și nimeni nu știe cum și cât de tare otrăvesc, să cumpărăm mărfuri românești pentru a ieși cu fruntea sus din vremurile grele care sunt aduse pe planetă de criza mondială, să votăm de duminică într-una cei mai încrezători oameni în destinul românesc și care au tumultul facerii lucrărilor potrivite poporului nostru. Și astăzi Florin Condurățeanu vă roagă, orice s-ar întâmpla, români, nu uitați nicio clipă că sunteți români, așa cum splendid spune acel cântec din Munții Apuseni, la o zvârlitură de breț, de orășelul frumos și patriarhal, unde domnul Prigoană s-a născut și și-a făcut copilăria și tinerețea, în Munții Apuseni, autor necunoscut, deci autor poporul român, nu uita că ești român, nu uita că ești român și colosus la tine în sat. Popa Ioan te-a botezat și Lelea Stanca te-a ținut un an la sân. Nu uita că ești român, nu uita că ești român, că tatăl tău a fost cioban, unicul tău a fost Traian și în țara asta te-ai născut să fii stăpân. Vă pup pe suflet!